Cu 574 de decese și peste 18.800 de noi îmbolnăviri de COVID, România se îndreaptă spre o catastrofă sanitară, spun experții. La Spitalul Universitar din Capitală, zeci de morți de COVID sunt pe holul morgii pentru că nu mai au loc în frigidere. Oamenii de știință se tem că o nouă tulpină descoperită după varianta Delta ar putea fi și mai contagioasă. Iar miniștrii cabinetului Cioloș au fost audiați de comisiile parlamentare și au primit aviz negativ, cu o singură excepție, din greșeală, ministrul propus la transporturi, Cătălin Drulă. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. România trăiește cea mai neagră zi a pandemiei de COVID, în care autoritățile au raportat cel mai mare număr de morți de la începutul crizei sanitare, 574. În timp ce bolnavii sunt tratați și pe holuri, pentru că în saloane nu mai sunt locuri, morgile spitalelor sunt pline, iar doctorii sunt doborâți de dramele pe care le trăiesc în fiecare zi. Nu pot face minuni pentru cei care le ajung în brațe prea târziu. Cumplit este că specialiștii prevestesc o situație și mai dureroasă, cu o explozie a infectărilor și deceselor în condițiile în care la terapie intensivă zac în stare critică peste 1.800 de oameni și au fost raportate 18.863 de noi infectări. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. E un virus foarte urât, foarte letal și, noi am obosit să vedem atâta moarte în jurul nostru. Din păcate, în această pandemie vor rămâne mulți copii orfani. Spitalele sunt pline de oameni care cer disperați ajutor să respire, iar numărul celor răpuși de COVID este atât de mare încât nu mai au loc în morgile unităților sanitare. Aceste imagini de la morga Spitalului Universitar din Capitală arată dezastrul sanitar pe care îl trăim. Zeci de morți de COVID puși în saci negri au fost așezați pe tărgi pentru că nu au mai avut loc în frigidere. Sunt scene pe care le vedeam anul trecut la începutul pandemiei în Italia. Acum le trăim noi, deși avem o armă cu care ne putem apăra: vaccinul. La Universitar, într-o singură zi, s-au prăpădit 40 de pacienți cu forme grave ale infecției COVID-19. Iar din cei peste 400 de bolnavi, aproape 100 sunt intubați și ventilați mecanic. Situația este la fel de rea în orice spital din țară. Sute de familii îndurerate așteaptă să își ridice rudele de la morgă. Stăm de 3 ore numai ca să ne facă actele, ca să mergem la primărie să scoatem certificatul de deces. Ultimele cifre prezentate de autorități sunt înspăimântătoare. 574 de morți, 561 dintre ei doar în ultimele 24 de ore. S-a stins și o familie întreagă din Giurgiu, fiul de 36 de ani și părinții. Nici unul nu era vaccinat. Părinții pe secția de infecțioase, pe oxigenoterapie. Băiatul ulterior a fost transferat în secția ATI COVID, ulterior intubat, 24 de ore, au murit toți. Este mai degrabă un film al groazei, făcând locuri mai multe la morgă. Nu este dorința mea să am locuri mai multe la morgă, este dorința noastră a tuturor să avem mai puțin decedați. Situația este scăpată de sub control. Salvatorii de pe ambulanțe găsesc oameni care mor în case pozitivi și pe care nu a mai avut cine să-i ajute. Două cazuri în ultima săptămână în care am găsit deja decedați acasă. Am găsit un pacient cu saturație sub 60%. În momentul în care au vrut să-l transporte spre spital, au efectuat procedurile de transport, acesta a intrat în stop cardiorespirator. În acest timp, în secțiile de terapie intensivă, cu ultimele puteri, luptă pentru viața lor peste 1.800 de bolnavi. Amin Zahra, medic de terapie intensivă la Spitalul Județean Ploiești, povestește că bolnavii le imploră ajutorul. O doamnă tânără cu un flux mare de oxigen aflată în terapie intensivă de mai multe zile m-a rugat dacă poate să meargă acasă, măcar puțin, ca să-și strângă copilul în brațe, a scris medicul pe Facebook. Chiar și în ziua de azi am internat un pacient de 34 de ani, fără boli asociate, unde la prima vedere, replica lui a fost: domnul doctor, faceți ceva, că am copii de crescut. În următoarele două săptămâni se vor infecta 1.000.000 de oameni. Peste două săptămâni vom vedea consecințele în spitale. În următoarele două săptămâni, inclusiv săptămâna aceasta, vom acumula 5.000 de decese, confirmate oficial și probabil cel puțin încă o dată pe atâtea oameni care cred că familiile care au murit din
dintr-o simplă răceală, cum se spune. De la începutul pandemiei de COVID și-au pierdut viața 42.616 oameni. Copleșită de valul de pacienți infectați cu coronavirus, spitalele românești caută soluții disperate ca să-i poată primi pe toți bolnavii. În Galați, cei suferinți sunt îngrămădiți în containere și primesc oxigen din butelii înșirate printre paturi. O metodă periculoasă despre care știu și pompierii chemați de teama unui incendiu din 3 în 3 ore ca să verifice spațiile improvizate. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Într-un salon improvizat, într-un container de 50 de metri pătrați, medicii au înghesuit pe paturi și pe scaune 10 pacienți. Primesc oxigen de la 11 butelii, niște bombe cu ceas în spațiul strâmt. În curtea spitalului de urgență din Galați sunt 7 astfel de incinte. Inițial, acele containere au fost folosite pentru triaj. Acum, înăuntru sunt pacienții care nu mai au loc în secția COVID. Din informațiile noastre, sunt acum 57 de pacienți pe doar 35 de locuri. Ziua, containerele sunt ținute cu ușile deschise pentru ca înăuntru concentrația de oxigen să fie cât mai aproape de limita normală, de 21%. Seara, când se face și mai frig, acest lucru devine imposibil. Grămezi de tuburi de oxigen sunt descărcate în continuu în curtea spitalului. Câte tuburi ați adus astăzi? 64. Pentru cât timp credeți că o să ajungă? Până de seară. În containerele tixite cu butelii nu există sisteme care să măsoare concentrația de oxigen din aer. Gazul fără miros și efecte fiziologice evidente asupra oamenilor nu dă niciun avertisment și oricând este posibil un dezastru. Pompierii stau de veche. Spațiile unde se folosesc măști non-evazive trebuie foarte bine ventilate pentru a reduce concentrația de oxigen. Instalația electrică trebuie să fie bine pusă la punct pentru a nu crea scânteia care să declanșeze incendiu. Spitalul din Galați și-a asumat să facă improvizația pentru că altfel nu mai avea unde să-și trateze pacienții. Chiar și așa, unii bolnavi așteaptă cu orele până li se găsește un pat. Toate paturile, în momentul de față, de la nivelul spitalului județean, sunt ocupate. Cele 16 paturi din ATI. O situație de asediu sau de dezastru. Nu mai există locuri la serviciu de urgență, nici măcar pe scaune. În ultimele 24 de ore, în Galați, 18 oameni au murit infectați cu coronavirus. Niciunul nu era vaccinat. Sistemul sanitar este copleșit de valul 4 al pandemiei. Liliana Curea vine cu mai multe informații. Bună seara, Liliana! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Așa este, în aceste momente sistemul românesc de sănătate pare îngenunchiat. Dacă până acum vedeam imagini înfiorătoare din secțiile de terapie intensivă ori din unitățile de primiri urgențe, acum vedem morgile spitalelor pline de pacienți răpuși de COVID-19. Doar de la începutul lunii octombrie și până acum au murit 5.800 de oameni. Și dacă ar fi să facem o comparație, asta echivalează cu prăbușirea a 32 de avioane pline cu pasageri. Iar în acest context, situația din România a devenit îngrijorătoare și la nivel internațional. Tocmai de aceea, un reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății a ajuns la noi în țară și a început deja să aibă întruniri cu autoritățile. Vrea să vadă ce se întâmplă în România și de ce sunt atât de puțini oameni vaccinați, pentru că acesta este principalul motiv al numărului mare de infectări și al deceselor, faptul că prea puțini oameni din România sunt vaccinați. Iar una dintre principalele temeri este și a reprezentanților internaționali, dar și a medicilor din România, pentru că o auzim tot mai des, este reprezentată de teama apariției unei noi tulpini de coronavirus, pentru că medicii spun că evoluția bolii s-a schimbat foarte mult, pacienții ajung să fie intubați în doar câteva ore după ce ajung la spital. Iar îngrijorarea apare și în contextul în care în Marea Britanie deja a apărut o variantă a tulpinii Delta, care este mult mai agresivă și se răspândește mult mai ușor. Deocamdată acestea sunt informațiile, Andreea. Mulțumesc, Liliana. În haosul pandemiei, cu spitale și ambulanțe pline, bătrânii au rămas ai nimănui. În lipsa rudelor sau unui vecin milos, nu le trece nimeni pragul, pentru că asistenții sociali angajați de primării rar fac o vizită la domiciliu. Nu este de mirare că mulți bunici care trăiesc singuri nu au cui să ceară ajutor atunci când se îmbolnăvesc, iar unii au fost descoperiți fără viață. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În ultima săptămână, în Iași, cel puțin 7 oameni au fost găsiți fără viață în casele lor, bolnavi de COVID. Toți aveau peste 60 de ani. Sunt pacienți la care, în momentul ajungerii ambulanței, s-a
constatat stop cardiorespirator, să încearcă manevre de resuscitare. Cei mai mulți nu răspund la aceste manevre, sunt și decese consemnate la domiciliu. Iar această situație dramatică se întâlnește și în alte părți ale țării. Majoritatea sunt bătrâni care locuiau singuri sau care nu mai aveau pe nimeni din familie să le poarte de grijă. Autoritățile ar trebui să mobilizeze toate direcțiile de asistență socială care să-i verifice pe acești bătrâni singuri. Însă foarte rar se întâmplă asta. La Iași, de pildă, Direcția de Asistență Socială face o monitorizare telefonică doar. Angajații spun că deplasările la domiciliu sunt limitate de teama virusului. În funcție de fiecare situație în parte, echipa multidisciplinară ia o decizie și se face intervenție la domiciliu, dacă este cazul. În București, Direcția Generală de Protecție Socială are înregistrați în baza de date 4800 de vârstnici. De la începutul valului 4 au existat 17 cazuri în care bătrânii nu răspundeau și a fost nevoie ca echipele de intervenție ale primăriei să le spargă ușa și să sune la 112. În 14 cazuri, bătrânii nu se simțeau bine. În cazul în care în 3 zile acești bătrâni nu ne solicită, la fiecare 3 zile ei sunt sunați de către colegii mei din call center, doar pentru un bună ziua, ce mai faceți, aveți nevoie de ceva. Cele mai multe solicitări de sprijin din partea vârstnicilor sunt pentru efectuarea cumpărăturilor în continuare. Norocul unor bătrâni sunt voluntarii care în unele cazuri vin la ei la ușă în fiecare zi. Daniela, de pildă, e asistent medical și verifică în medie 12 pacienți pe zi. Are colegi în fiecare sector din capitală. Ce faceți? Uite, fac asta. Cum vă simțiți? Bine. Dacă tratamentul este injectabil, perfuzabil, se respectă recomandarea medicului și se vine zilnic. N-am refuzat pacienții cu SARS-CoV-2. Problema este că atunci când capacitatea respiratorie este redusă și pacientul are nevoie de oxigen, nu putem să-i oferim o îngrijire adecvată acasă. Acestea sunt doar câteva cazuri fericite. Din păcate, numai în capitală, dacă un bătrân sună la 112, timpul de așteptare este și de 72 de ore, iar în cazul unei urgențe care necesită îngrijire la domiciliu, timpul este de 24 de ore. Aici adăugăm și lipsa locurilor din spitale. Așa că, dacă aveți în apropiere bătrâni vulnerabili, nu ezitați să-i contactați, pentru că ei sunt primele victime în fața virusului. Bianca Ghiță, ProTV. Răspândirea de informații false în contextul pandemiei se sancționează. Polițiștii din Piatra Neamț au întocmit un dosar penal în cazul unei femei care afirmase într-un live pe Facebook că spitalul modular din Piatra Neamț este gol. În timp ce filma din curte, femeia a susținut că înăuntru nu s-ar afla niciun bolnav de COVID. Reprezentanții spitalului au precizat însă că toate cele 26 de paturi sunt ocupate de pacienți aflați în stare gravă. După apariția imaginilor, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de comunicare sau răspândire prin orice mijloace de știri, date sau informații false, ori de documente falsificate. Potrivit legii, dacă fapta este de natură să aducă atingere siguranței statului, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Cu un guvern lăsat fără atribuții și un parlament inert, România apare o țară abandonată în plin dezastru medical. Politicienii amână să ia decizii care ar putea rezolva măcar o parte dintre problemele urgente aduse de valul 4 al pandemiei. Își pasează însă responsabilitatea, iar premierul demis spune că societatea civilă ar trebui să vină cu o soluție pentru a încuraja vaccinarea. În Parlament liberal i-au depus abia acum 3 zile o lege care ar constrânge doar medicii și profesorii să se imunizeze. Despre impunerea certificatului verde, ca în alte țări, nici vorba. În ziua în care România a înregistrat recorduri negre la numărul de morți răpuși de COVID și la îmbolnăviri, premierul demis a fost întrebat insistent ce soluții au autoritățile. E nevoie de toată societatea să înțeleagă că doar prin vaccinare putem să depășim acest moment. Abia săptămâna trecută, Florin Câțu și câțiva liberali au depus la Senat un proiect prin care cadrele medicale de la stat ar fi constrânse să se vaccineze. Cele care nu sunt de acord ar trebui să se testeze periodic pe propria cheltuială. Inițial, în acest proiect, premierul voia să introducă și obligativitatea certificatului verde peste tot, chiar și în magazine. Însă, pentru că ideea a stârnit controverse, a renunțat. Proiectul de lege nu este acum decât o hârtie într-un sertar, atât timp cât politicienii sunt ocupați cu jocul politic al formării unui nou guvern. În multe țări europene, certificatul verde care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea negativă este folosit la scară largă în multe activități care presupun aglomerări. În Italia, de exemplu, este cerut la locul de muncă, fie că e la stat, fie la privat, dar și în mijloacele de transport în comun. În Franța e nevoie de certificat chiar și la locul de joacă, în aer liber, iar în Belgia, inclusiv la târguri. La începutul lunii iunie spuneam exact lucrurile care se întâmplă acum. Spuneam că e nevoie de acces limitat
pentru persoanele vaccinate în mall-uri, în spațiile publice, tocmai pentru că perspectiva valului 4 devenise o realitate. Premierul a ignorat, aș spune că o responsabilitate ireală, toate semnele care veneau din restul lumii. La fel au ignorat parlamentarii și ordonanța prin care se reglementau certificatele verzi. Documentul a fost votat de senatori, dar de o lună este la Camera Deputaților blocat și fără susținere, pentru că PSD ar vrea să introducă certificate verzi și pentru cei care au test negativ. Guvernul atunci nu mi se pare că a fost preocupat de chestiunile astea, cum să gestionăm lucrurile intermediar, și acum ne dăm seama că e aproape prea târziu. Guvernanții nu au luat nicio clipă în calcul măsuri drastice, precum o carantină totală, așa cum s-a întâmplat în alte țări. La o asemenea stare, în primul rând, trebuie declarată de către domnul președinte Iohannis stare de urgență. Stare de urgență! La cifrele acestea care sunt pe toate ecranele lumii în momentul de față, România este în clipa de față iadul COVID-ului, odată cu pierderea fiecărei zile. Nu se pierd numai 24 de ore, se pierd zile din viața unor oameni, pentru că în fiecare zi, iată, mor peste 500 de oameni în fiecare zi. Deci cât valorează o zi acum? În acest moment sunt indivizi și individe care apar la televizor sau vorbesc în fața unor mase de oameni și fac o propagandă feroce antivaccinistă. Ar trebui ca aceste persoane să fie reținute și cercetate penal în procedură de urgență pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Letonia, de pildă, intră în carantină pentru o lună după ce numărul îmbolnăvirilor a crescut, iar acolo jumătate din populație este vaccinată față de nicio treime la noi. Într-o declarație de la Palatul Cotroceni, șeful statului a criticat pentru prima dată autoritățile pentru modul în care au gestionat pandemia. Este nevoie de măsuri urgente, recunoaște Klaus Iohannis, care a convocat mâine o ședință la Palatul Cotroceni cu responsabili din domeniul sănătății. Spitale arhipline, secții de terapie intensivă care nu mai fac față, medici epuizați. Acest coșmar ne arată că, din păcate, valul 4 se dovedește mult mai agresiv chiar și decât cele mai pesimiste așteptări și prognoze. Pregătirea acestui val pe fondul unei campanii de vaccinare care s-a mișcat mult prea lent a fost deficitară. Cauzele sunt multiple, dar și dacă vedem cine și ce a greșit, acum ceea ce mai contează este să reușim să depășim această mare cumpănă. Este o perioadă a suferinței, o dramă națională de proporții teribile. Nu avem însă altă opțiune decât să o depășim. România este studiu de caz pentru proasta gestionare a pandemiei, așa că nu mai trebuie să ne mire unele decizii luate de autorități. Serviciul de transport voluntar, de pildă, anunță că a cumpărat aproape 1000 de medalioane care să-i ferească de COVID pe șoferi. Medalionul este de fapt un odorizant care nu are niciun aviz de dispozitiv medical. Au fost aproape 30.000 de euro plătiți în zadar, spun specialiștii în chimie. Singurul efect al controversatului medalion, unii șoferi îl poartă la gât cu mândrie și nu au de gând să se vaccineze. În autobuzele serviciului transport voluntari, doar călătorii poartă mască de protecție. Șoferii stau singuri în cabine, fără măști și au la gât niște pliculețe albastre. Conducerea serviciului transport involuntar le-a cumpărat și le-a împărțit șoferilor ca să-i păzească de infectarea cu coronavirus. Măsură pe care șoferii au înțeles-o fiecare în felul lui. Cei cu care am discutat erau nevaccinați, dar se considerau protejați de pliculețul controversat. Ține departe COVID-ul, da? Virusul, da? Așa cum ajunge încărcătura virală, așa la fel emană și acesta ca și un mirositor, nu? Aceeași protecție cât de cât. Dar v-ați vaccinat? Nu. Nu pot să crezi în totalitate, în absolut nimic. Nici cred doar în Dumnezeu și atât. Și în oamenii de știință? Nu. Nu-i protejează de COVID, acum rămâne de văzut. Și dumneavoastră ce părere aveți? Vă protejează? Nu știu. Așteptăm 40 de zile și vedem. Că nu sunt vaccinat, nu mă vaccinez în 40 de zile. Nu? Nu. Păi aștept asta să vedem. Dacă ați înțeles? De pe margine, pasagerii au comentat contrariați subiectul. Dacă nu Uftim? Ne vaccinăm, noi nu o să scăpăm de COVID. Posibil, posibil să aveți dreptate. O aiureală, nu e adevărat. Nu o aiureală așa de ce? Ceva. Ideea de a cumpăra aceste medalioane aparține chiar directorului STV, Sorin Diacu.
Acesta a decis să cumpere 930 de medalioane pentru care a dat aproape 27.000 de euro din bugetul instituției publice pe care o conduce. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, susține fără dovezi că produsul e eficient, comod pentru protecția împotriva COVID-19. Importatorul produsului din Coreea de Sud susține însă că niciodată nu le-ar fi recomandat clienților să nu se vaccineze sau să nu poarte mască. Spune totuși că produsul este înregistrat în Uniunea Europeană, dar nu ca medicament, ci ca produs de igienă și deodorizare, care ar produce oxigen activ și dioxid de clor. Este înregistrat în Uniunea Europeană ca igienizant de aer. În condiția în care te vaccinezi și în condiția în care respecti normele de protecție și de distanțare socială, îmi creează un cadru în care pot să am mai puține șanse de a contacta virusul. Cuantificați ce înseamnă mai puține șanse, ca să înțeleg. Ce înseamnă aceste mai puține șanse? Dacă voi să intervin. Vreți să știți cu... Ce înseamnă asta? Ce înseamnă această reducere? Da. Ce înseamnă aceste mai puține șanse? Aici sunt niște date, de aceea, dar eu efectiv nu pot să le citesc. Puteți dumneavoastră, le știți? Nu pot să le citesc aici, îmi pare rău. Acum mi-am cam prins, vă rogulește, urechile, așa, ceea ce înseamnă reducerea. E 4 logaritmi din 10. Și puteți să-mi traduceți asta, până ne fiind de specialitate chimică. Și eu sunt electronist. Și colega care e chimistă are COVID. Aha. Ați auzit bine, chimistul angajat de firma care aduce medalioanele are COVID. De altfel, nici vorbă de protecție pentru cine poartă produsul, spune și profesorul doctor inginer de la chimia aplicată și știința materialelor, Ioan Călinescu, după ce a consultat datele tehnice ale medalionului. Când merg pe stradă și port medalionul ăla la piept, nu are niciun efect. Dacă sunt în mașina proprie, unde tot timpul circulă aerul și port medalionul ăla, nu are niciun efect. Da? Deci acțiunea unor astfel de dispozitive este foarte limitată. Cantitatea de bioxid de clor pe care o eliberează este extraordinar de mică. Cu alte cuvinte, substanța pe care plicul o emană în aer este insuficientă pentru a neutraliza virusul. În plus, potrivit buletin de București pe site-ul FDA, Food and Drug Administration, agenția din domeniul medical din Statele Unite, produsul este trecut ca un medicament neaprobat. Pentru că au descoperit în ultima lună depășirea ale cantității de pesticide la fructe din import în mai multe loturi de pere, rodi, piersici și lămâi, autoritățile vor să intensifice controlele. Detalii în câteva momente. Incident înspăimântător în cartierul Pajura din București. Un băiețel de 9 ani s-a opărit aseară la picior cu apă fierbinte infiltrată în pământul dintre blocuri și provenită de la conductele de termoficare sparte. Sunt multe asemenea capcane, rețeaua de țevi ciuruite, recunoaște chiar directorul companiei Termoenergetica. Copilul se juca seara între blocuri și a început să urle de durere. La câțiva pași distanță se afla tatăl său. Se juca pe aici, în curtea blocului, a bunicii, și aici a alunecat cu piciorul stâng în apa fierbinte. Din fericire, nu a pățit ceva foarte grav. Clocotea aici apa și s-a dus să se uite după broscuțe, da? Și probabil, nefiind avertizat nimic aici, a alunecat. Un domn care a sărit să-l scape, a alergat cu el în toate părțile. Unde stai, copilule? Unde stai? Și a apărut cât de mare era? Până la etajul 3. În momentul în care băiețelul a pășit în capcana extrem de fierbinte, zona nu era marcată, nu exista acest gard de protecție, care de altfel a fost amplasat imediat după producerea tragicului accident. Până să vină ambulanța, părinții au urcat copilul în mașină și l-au dus la spitalul Grigore Alexandrescu. Din fericire, arsurile suferite au afectat o suprafață mică, însă va trebui să stea imobilizat la pat câteva zile. Locatarii spun că au sesizat compania Termoenergetica de mai multe ori, că în zona era abur, fără ca echipele de intervenție să vină la fața locului. Într-adevăr, au fost mai multe sesizări pentru zona respectivă. Rețeaua din zona respectivă a avut mai multe spărturi. Au fost remediate 2-3 spărturi. Această spărtură nu a fost identificată. La nici 20 de metri de locul în care copilul de 9 ani s-a opărit, o altă groapă arată cât de riscantă este această zonă. Practic, conducta de apă caldă este fisurată, dovadă stau aburii care continuă să iasă, iar apa caldă care se infiltrează în stratul de pământ îl face să devină nesigur. Incidentul este investigat de polițiști care au demarat cercetări pentru vătămare corporală din culpă.
O poveste de iubire încheiată anul trecut a căpătat iz penal. O femeie din Timișoara a fost hărțuită de fostul iubit, un cetățean austriac cu afaceri în agricultură. Gelos, individul ar fi amenințat-o și ar fi pus niște detectivi pe urmele tinerei. Procurorii de ICOT i-au dus la audier pe fostul iubit și pe cei angajați de el. Toți sunt acum cercetați penal. Cei doi au trăit timp de 4 ani o poveste de iubire care părea să meargă bine. El, cetățean austriac, s-a mutat în România în urmă cu 10 ani. Femeia are 30 de ani, iar el 44. În timpul relației, tânăra a început să lucreze la firma bărbatului. În decembrie anul trecut însă ea a decis să pună punct relației. Spune că acela a fost momentul în care viața ei s-a transformat într-un coșmar. Tot timpul era agresiv și verbal și fizic. Ultima oară m-a lovit cu ușa de la birou, o ușă mare de fier, pentru care am ajuns la urgențe. Apoi, femeia a început să aibă tot mai des senzația că este urmărită. O cameră de supraveghere montată de ea în bucătărie îl surprinde pe fostul iubit, traversând în grabă holul apartamentului ei când ea nu era acasă. A stat pe urmele mele seara, în spatele blocului, în zonă unde eu locuiesc, urmărind geamurile de la intrare, urmărind casa scării. Pe mașina care o foloseam la servici a fost montat un aparat GPS și un microfon de ascultare ambientală. Femeia a decis că este momentul să angajeze și ea un detectiv particular. Probele strânse de acesta au năucit-o. Era urmărită de 2 bărbați care îi monitorizau fiecare pas. Iar în fața blocului ei era parcat un autoturism în care erau montate camere de supraveghere. În fața și în spatele blocului aveau în permanență mașini, detectivi, ba unul, ba altul și alte persoane neautorizate care făceau meseria asta. Dacă mergea la magazin, după ea la magazin, dacă mergea la lucru, după ea la lucru și înapoi. În județul Arad, la Chesint, cetățeanul austriac este cunoscut ca cel mai mare arendaș din zonă. Cei care îl știu îl descriu ca un om de afaceri serios, implicat în viața comunității. Procurorii de ICOT au percheziționat mai multe adrese din Timișoara și Arad. La audiere au fost aduse 3 persoane, cetățeanul austriac și detectivii angajați de el. Cei 3 bărbați ar fi constituit un grup infracțional organizat. Polițiștii au ridicat în vederea confiscării mai multe laptopuri, telefoane mobile, reportofoane și un GPS. Cei 3 sunt anchetați în libertate pentru hărțuire și violarea vieții private. Aveți grijă la fructele și legumele pe care le cumpărați. Responsabilii spun că s-au înregistrat depășiri ale limitelor de pesticide în cazul unor fructe care vin din afara Uniunii Europene, cum ar fi Turcia, de pildă. Pentru că sunt emise tot mai multe alerte, autoritățile europene vor să intensifice controlele în toată Uniunea. Introducem în tuburile în care vom lucra proba. Se adaugă solvenții potriviți, astfel încât să obținem o concentrație maximă a rezidurilor de pesticide. În laboratoarele Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară se testează toate probele transmise de inspectorii sanitari veterinari. Cu ajutorul unor aparate, specialiștii biologi verifică rezidurile de pesticide din fructe și legume. Echipamentele pot să identifice tipul de pesticide, dar și cantitățile în care au fost folosite. Aparatul va injecta solventul și ne va spune ce pesticide avem în probă. De aici avem graficul respectiv, este o curbă de calibrare care indică ar trebui să fie liniară între concentrația cea mai mică și concentrația cea mai mare. În ultima perioadă, 10 de tone de legume și fructe au fost identificate cu probleme, iar cele mai multe sunt din import, din țări non-UE. De exemplu, din Turcia, în ultima lună, reziduri de pesticide au fost depistate în mai multe loturi de lămâi, pere, rodii sau piersici. Turcia este una din țări din care trebuie făcute aceste prelevări la ardei și la mai multe legume și fructe. Depășiri la citrice, toate portocale, grapefruit, ardei, roșii. S-a ajuns aici pentru că, de cele mai multe ori, producătorii primari nu respectă bunele practici agricole, adică stropesc și tratează culturile cu doze mari de tratament, astfel încât să distrugă bolile și dăunătorii care pot apărea în timpul creșterii. Ultimul raport privind rezidurile de pesticide realizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, pe scurt EFSA, arată că rata de depășire din 2019, comparativ cu anii trecuți, a scăzut la piersici, salată verde, mere și roșii, dar a crescut la căpșuni, varză și struguri de vin. Și a devenit o îngrijorare la nivelul Europei și de aceea se modifică regulamentul în sensul creșterii frecvenței numărului de probe. Adică între procentul de 5 și 20% va fi la unele 30%, la unele 40%.
Inclusiv Environmental Working Group, un mare ghid care evaluează cantitatea de pesticide din America, a publicat lista anuală cu legume și fructe considerate suspecte ori curate. Cele cu risc sunt căpșunile, spanacul, nectarinele și merele, iar în topul celor mai curate sunt în general fructele și legumele cu coajă, avocado, ananas, ceapă ori vinete. Cum este să fii angajat la stat și să iei bani când stai degeaba? Vedem la știri în campania Statul Degeaba, unde aflăm și cum s-a ales praful de proiectul Casa Unirea. Fără să fie susținuți de o majoritate, ministrii cabinetului Cioloș au bifat formal astăzi audierile în comisii, înaintea votului previzibil negativ de mâine. Negative au fost și aproape toate avizele după 9 ore de ședințe inutile cu rezultat anunțat. Doar Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor, a reușit să plece de la comisie cu un aviz pozitiv, dintr-o greșeală de procedură. Măcar dacă toți suntem într-o operă bufă, să ne jucăm rolul de bufon până la capăt și să spunem adevărul regelui. Premierul desemnat Dacian Cioloș și-a însoțit miniștrii alergând de zor pe holurile Parlamentului. O cursă aproape inutilă pentru voturi care n-au venit pentru oamenii propuși să preia ministerele. Într-un scenariu parcă scris dinainte, aceștia au fost respinși pe bandă rulantă, transformând audierile într-o simplă formalitate presărată cu glume și ironii. Ok, deci câți suntem în țară? Președinte, mai votăm o dată mâine, dacă este, nu e nicio. Cel mai important lucru pentru mine, și cu ocazia asta se poate să audă și soția mea lucrul acesta, este că am 4 copii minunați, 4 băieți și o soție care mă suportă, mă tolerează în această carieră politică. Transmitem salutări și soției dumneavoastră. Dați-mi voie să felicităm toate soțiile tuturor celor care se află astăzi la muncă. Doar Cătălin Drulă, propus din nou la transporturi, a scăpat cu aviz favorabil dintr-o greșeală a președinților de ședință. Nu a trecut avizul negativ. Când avem un ministru așa de performant, deci, domnul ministru, mult succes în continuare. După aproape 9 ore și 16 miniștri respinși în comisii, ultima la rând a fost Ioana Mihăilă, propusă la Ministerul Sănătății. Acum, în timp ce mă aflu în fața dumneavoastră și aștept întrebările, sute de pacienți COVID așteaptă un loc în spital. Cu ordini de la partid, liberalii au fost instruiți să fie decenți la audierile miniștrilor propuși de USR. Florin Câțu le-a cerut parlamentarilor să lase loc și pentru refacerea coaliției. Din partea noastră există deschidere, arătăm că vrem să depășim acest moment. Ce a fost în trecut, a fost în trecut. Protocolul, dacă vă uitați la el, este simplu. Partidul Național Liberal, în această coaliție, are funcția de premier. De acolo nu se va putea protocol că premierul trebuie să fie Florin Câțu. Bineînțeles, dar Partidul Național Liberal dă premier. Cabinetul propus de Dacian Cioloș va cere votul de încredere mâine în plenul reunit al Parlamentului. Cum toate calculele arată că cel mai probabil va fi respins, partidele ar urma să ajungă din nou în fața președintelui Klaus Iohannis la consultări. Cum este să mergi la muncă și să nu faci nimic? Este o întrebare la care armate de funcționari din această țară ar putea să răspundă. Dar nu-i întreabă nimeni, doar le dăm salariu. Astăzi facem o vizită la Casa Unirea, un proiect pornit cu intenții bune în care statul a pus la bătaie o grămadă de bani de care s-a ales praful. Casa Unirea trebuia să fie un magazin în care fermierii să-și vândă produsele împreună. Este însă un loc în care angajații stau. Urmăriți un episod din campania știrilor Pro TV, Statul Degeaba. Sfânta Paraschiva, sfântă, da? Să poartă noroc. Cu pioșenie și pompă. Pe 14 octombrie 2019, ministrul agriculturii de la acea vreme, Petre Daia, a deschis Casa Unirea din Capitală, un magazin cu produse adunate de la mici fermieri. Tot atunci a lansat și compania națională Casa Unirea, în care acționar este Ministerul Agriculturii, iar ca dar de casă nouă a pus în cont 93 de milioane de lei. Casa Unirea este un eșec al Ministerului Agriculturii, ambalat frumos. Este o gaură neagră în care dispar bani. 14 milioane de lei s-au dus până acum. Suntem la doar câțiva metri de Ministerul Agriculturii, în kilometru zero al Capitalei. Magazinul a fost închis anul trecut pentru că nu funcționa, iar la plecare au smuls și becurile și prizele, până și ușile au fost scoase din tocuri. Un alt magazin a fost deschis pentru o scurtă perioadă în Sibiu. Alte trei erau pregătite pentru deschidere în țară, iar la Tulcea, compania a cumpărat pește pentru a deschide bursa de pește. Bursa este un alt eșec al Ministerului Agriculturii, o investiție de 5 milioane de euro din fonduri europene, care însă n-a funcționat. Peștele cumpărat, zeci de tone, nu s-a vândut, ba mai mult s-a plătit și pentru distrugerea lui. Până acum, în 2 ani, Casa Unirea a tot tocat din banii Ministerului Agriculturii și n-a produs nimic.
au telefonul închis. Telefoanele sunt închise, așa că am mers la adresa indicată pe site-ul companiei, în sediul Rom Silva, la etajul 3. Casa Unire. S-a întâmplat ceva cu ei că au dispărut, ăsta e sentimentul. Și acesta probabil este telefonul pe care am tot sunat. Casa Unirea a avut în 2019 peste 60 de angajați care în doar câteva luni au cheltuit 7 milioane de lei. În 2020 s-au dus alte 5 milioane de lei, mare parte pe salarii și chirii. Dulapuri goale, birouri cu toate dotările, aici contabilitate și resurse umane. Iată ce vedere pe malul lacului. Aici o sală de conferințe cu dotările aferente. Acestea sunt pernuțe pentru terasă, pentru că au și terasă. Vedere la lac și pe o parte și pe cealaltă. Minunat loc. În 2020, o bună parte din angajați au fost dați afară. Au rămas 10. Casa Unirea? Da. Bună ziua, de la Prata Vest suntem. Bună ziua. Pe câțiva dintre ei, i-am găsit la parterul clădirii. Stăteau. Unul se uita contemplativ pe geam, altul își făcea ceva de treabă într-un laptop. Eliza Constantinescu este director. Ce este Casa Unirea? Casa Unirea, ce este, ce s-ar dori să fie, ce a fost... Casa Unirea este o întreprindere publică, un operator economic cu capital de stat, care ar trebui să facă profit. Și ce face mai exact? În acest moment se reorganizează și se restructurează. Constantinescu este aici de la deschidere. A fost șef serviciu financiar și director economic. Câștigă aproape 9.000 de lei pe lună, iar subalternii câte 4.000. Și ce fac cei 10 oameni pentru 4.000 de lei? Zilnic, astăzi, de exemplu, astăzi ce au făcut? Încă o dată, ne aflăm într-o perioadă de reorganizare și restructurare. Ce înseamnă asta? Ce faceți? Ce au făcut cei 10 angajați? Sună să vândă stocurile de marfă de la magazine pe care le mai avem. Casa mai are încă pe stoc ceva miere, gem și vin. Este ora 3:30, se închide programul la 4. La 4, e o 4. Câte produse s-au vândut? Astăzi nu s-a vândut niciun produs. Săptămâna trecută s-a vândut ceva? Nu, nu se, probabil nu. De când nu s-a mai vândut? Cred că de vreo 4-5 luni. De 4-5 luni n-ați mai vândut nimic? Nu. Păi și ce fac cei 8 oameni sau care sunt aici? Ce ați făcut astăzi? Când ați venit aici, ce ați făcut? Mi-este greu să vă spun ce am făcut astăzi, dar am făcut. Dar este foarte confidențial și mi-este greu să vă spun. Dar o să vedeți în perioada următoare. Am încercat să discut cu fostul ministru al agriculturii, Petre Daia, pentru a înțelege care a fost gândirea inițială. Notați numărul de telefon al lui domnului Izvoranu. Adrian Izvoranu a fost primul director al Casei Unirea. Spune că avea în plan să deschidă 80 de magazine în care fermierii să-și vândă produsele. Totul s-a întâmplat în pragul campaniei electorale din 2019, în doar 2 luni. Ministrul Daia îmi spunea așa, vreau magazine, deci îmi dăduse tema, trebuia să fac 7 magazine până pe 10 octombrie. Frate, 10 magazine, orice lanț care face magazine, știe că fiecare magazin durează 6 luni. Și nu i-ați explicat ministrului că este irealizabil? Nu e irealizabil. Vinde roșii și ceapă, nu vindem nave cosmice. Adică nu trebuia experți în vânzare. Actualul director susține însă că pierderi au fost încă de la deschiderea magazinelor. Produsele erau cumpărate de la fermier la prețuri peste cele din magazine sau piețe. Magazinul n-a putut să susțină din vânzările pe care le-a avut cheltuiala cu salariile și cu chiriile. 4.000 de euro era chiria pentru magazinul din capitală. Alte mii se duceau pe chiria sediului imens din Rom Silva. Izvoranu susține că totul s-a dus de râpă după ce ministrul Daia și-a pierdut scaunul, iar el a fost îndepărtat de la conducere. De ce? Cine răspunde? Chiar așa, răspunde cineva. Habar n-am, presupun că nu știu. Lui Petre Daia i-a urmat la conducerea ministerului Adrian Oroș. Am trimis numeroase solicitări, dar n-a vrut să vorbească despre acest subiect. L-am găsit pe holurile Parlamentului. De ce nu pot să intru în detalii? Pentru că la Casa Unirea, în urma auditului făcut de Corpul de Control, s-au găsit foarte mari nereguli și sunt câteva... aspecte care sunt cercetate inclusiv de DNA.
Într-o conferință de presă însă, cu doar câteva zile înainte de plecare din funcție, susținea: deci nu dorim să o desființăm, dorim să o facem mai sănătoasă și mai viguroasă. În realitate, ministrul Oroș spera să ducă proiectul mai departe cu fonduri din programul de redresare și reziliență, alți bani, dar n-a primit nimic, așa că de supărare și-a dat demisia. Mai multe instituții de anchetă încearcă acum să dea de urma vinovaților pentru milioanele pierdute. Casa Unirea este un exemplu, o mică parte din bătaia de joc ce se întâmplă cu banul public în instituțiile statului. Chiar dacă vinovații vor fi găsiți, banii pierduți nu se mai întorc. Marea Britanie se îndreaptă spre un alt val de coronavirus care poate fi la fel de sever ca ultimul, avertizează experții. Numărul cazurilor noi depistate în 24 de ore este cel mai ridicat din lume în acest moment, aproape 50.000. Iar oamenii de știință urmăresc cu îngrijorare o nouă tulpină după varianta Delta, care reprezintă deja 10% dintre cazurile de COVID din Regatul Unit. Rusia a raportat un număr record de decese asociate cu COVID într-o zi, 1015, fără precedent de la izbucnirea pandemiei. Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării, impune pașaportul sanitar. Urmașa tulpinii Delta, botezată deocamdată Y4.2, observată recent de experți, este deja responsabilă de 10% dintre cazurile noi de infectare din Marea Britanie și ar putea fi cea mai contagioasă variantă a coronavirusului de la începutul pandemiei. Unii experți consideră că există o legătură între apariția acestei versiuni a virusului, denumită și Delta Plus, și nivelul foarte ridicat de cazuri de infectare și decese înregistrate în Marea Britanie, mult peste ce se întâmplă în restul Europei Occidentale. How many people are still wearing masks? And for goodness sake, why not? I just don't understand why when I get into a train or an underground, I don't see everybody wearing masks. And The disease is rising to yet another peak, and this peak could be as serious as the last. Pandemia de COVID are o creștere explozivă în Rusia, pe fondul unei campanii lente de vaccinare și al unor restricții sanitare destul de limitate. Însă autoritățile de la Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, au anunțat implementarea progresivă a pașaportului sanitar. Astfel, începând de la 1 noiembrie, codurile QR care atestă vaccinarea cu două doze sau un test PCR cu rezultat negativ în urmă cu cel mult 72 de ore vor fi necesare pentru accesul la evenimente sportive sau culturale cu mai mult de 40 de persoane. De la 15 noiembrie, măsura va fi extinsă și pentru piscine, centre de fitness, teatre, cinematografe, muzee și spectacole de circ. Iar de la 1 decembrie se va aplica și în cazul restaurantelor și magazinelor din Sankt Petersburg. Paldies! La vakar. Mūsu valsts šobrīd ir patiesi grūtā situācijā. Letonia a anunțat un lockdown la nivel național timp de 4 săptămâni începând cu 21 octombrie pentru a încerca să încetinească ritmul infectării cu coronavirus. Trebuie să-mi cer scuze față de cei deja vaccinați, a declarat prim-ministrul Christian Skarins, anunțând că magazinele, restaurantele, școlile și instituțiile de divertisment vor fi închise. Rămân deschise doar serviciile esențiale, fiind de asemenea impusă interdicția de circulație pe timpul nopții. În Letonia, 54 dintre adulți sunt complet vaccinați, o situație mult mai bună decât în România, dar oricum mult sub media Uniunii Europene de 74%. Se știe că muzica este relaxantă, dar o sonată anume a lui Mozart are un efect neașteptat. Crizele de epilepsie sunt mai puțin severe. Au demonstrat într-un studiu comun cercetători din Statele Unite și Germania. La cei care suferă de epilepsie, celulele nervoase ale creierului emit simultan prea multe semnale. În acest studiu, pacienții au fost puși să asculte în mod repetat 90 de secunde din sonata lui Mozart pentru două piane. Rezultatul a fost uimitor, ducând la reducerea severității crizelor. Pacienților le-au fost puse și alte piese muzicale, chiar și cântecele lor favorite, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu se știe exact de ce doar sonata lui Mozart are un asemenea efect. Specialiștii cred că explicația ține de linia melodică și modul în care se combină sunetele în această piesă.